Vă salut, dragii mei! Am venit de la o procedură de împachetări cu Nămol. Este o procedură super activă și am decis să-mi aplic și o mască de Nămol. Vreau să trec la fereastră, că acolo ninge frumos, să văd codrii și să vorbim despre masca cu Nămol. Da, poate că chiar nu se vede lumina, nu bate așa cum trebuie. Dar vreau să vedeți peisajul, căci este foarte frumos, ninge în această liniște sihastrică, e minunat, o liniște. Nămolul este foarte bogat în minerale, în apă, desigur că, și are o acțiune superbă asupra tenului. Regenerează și stimulează celulele, nemai vorbind că are și un efect detox. Înainte de a aplica această mască, este bine ca tenul să-l pregătiți. Să vă faceți o baie de aburi, să curățiți bine tenul și să aplicați. Este foarte plăcut, este moale. Se folosește pentru toate tipurile de ten, pentru tenul gras, acneic, mixt, chiar și uscat, fiindcă nămolul este o sursă naturală de micronutrienți care ne ajută să ne întinerim, să ne menținem tenul sănătos. Măștile de nămol puteți să le folosiți și la domiciliu. Nămolul puteți procura din magazinele speciale. Poate să fie nămol de la Marea Moartă sau de la Tederchiol. Doar dacă este în formă de praf, îl dizolvați cu apă călduță ca să devină o pastă ușor de aplicat. Masca din nămol se aplică pe 15-20 de minute, apoi se spală cu un prosop, umed, bine, bine scurs. Astăzi este ziua de naștere a unei abonate, o abonată destinsă, o abonată superbă. Are o vârstă frumoasă de 82 de ani, care iubește, se numește doamna Valentina Melnic, doamna Valentina Melnic Tudor, care o doamnă deosebită, care îi plac măștile naturistice. Și nici nu mă încumet că astăzi ea își va aplica o mască naturistică. Doamna Valentina a muncit pe tărâmul pedagogiei 55 de ani, a promovat limba română. A fost învățătoare de limba română. Doamna Valentina, o doamnă activă, o doamnă pozitivă, cu o înțelepciune înaltă. Vă doresc multă sănătate, liniște sufletească în această perioadă a vieții, că vă iubim prin faptul că sunteți pozitivă, sunteți activă, sunteți bine dispusă, putere, emoții pozitive, creativitate, clarviziune și desigur că înțelepciune. Minunat! Super! După mască voi aplica un ser cu colagenă de la Clap. Mulți ani!